Detașamentul de jandarmi Vatra Dornei și Ocolul Silvic Broșteni au desfășurat marți 1 septembrie o acțiune comună pe linia respectării legislației, vizând regimul materialului lemnos. În jurul orei 14, pe raza localității Broșteni, a fost depistat un localnic în vârstă de 40 de ani care transporta cu un autocamion cu remorcă o cantitate de lemn rotund, foiase și rășinoase. Jandarmii au constatat că bărbatul deținea avize de însoțire pentru cantitatea de 25,36 metri 3 de material lemnos. În urma măsurătorilor efectuate de lucrătorii silvici, a rezultat faptul că bărbatul transporta o cantitate cu 10,82 metri cubi mai mare decât cea înscrisă în documentele de transport. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 2000 de lei, iar cantitatea de 10,82 metri cubi materiale lemnos a fost ridicată în vederea confiscării și predată în custodie ocolului silvic Broșten.